Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Primesc informații contradictorii de la aplicațiile mele de vreme. Maxima de astăzi zice 33 de grade în București. 33 de grade? Probabil că da, aici. Iar acasă, în mediul rural din Corbeanca, la ora 15, zice că o să fie 31 de grade și o să plouă. Cât, adică puternic plouă, nu că picură. 31 de grade și plouă. Deci ca la tropice, practic. Ploaie la 31 de grade, da, da. O să gătesc la aburi, cred. Cam asta ar fi, nice, nu? Da. Prietenul nostru, meteorologul Silviu Grigore, este la telefon. Bună dimineața! Neața. Bună dimineața vouă și ascultătorilor Europa FM. Da. E posibil, totuși, să fie 31 de grade și să plouă pe, cât suntem azi, 3 iunie? Da, este foarte, foarte posibil acest lucru, iar acele informații pe care le oferă aplicațiile despre care vorbeai, aplicația despre care vorbeai, practic ele realizează o sinteză a condițiilor meteorologice pentru o zi, oferă și prognoze pentru fiecare oră detaliate, dar cu certitudine acest lucru este posibil, având în vedere că în prima parte a zilei temperatura crește treptat până după amiază, vor fi acele peste 30 de grade, însă pe măsură ce trec orele după amiază, se accentuează instabilitatea atmosferică. Prin urmare, atunci se vor dezvolta nori de furtună, nori convective, acei nori pe care noi îi numim cumulonimbus, și ei vor determina fenomenele respective, adică averse, descărcări electrice, rafale de vânt, chiar și condiții de grindină. Și apropo de aceste fenomene, cred că ele vor fi chiar mai importante decât temperaturile foarte ridicate pe care le anticipăm astăzi. Este foarte adevărat că în regiunile sudice și sud-estice, în principal Muntenia, Dobrogea, parțial Oltenia, sudul Moldovei, acestea sunt zonele în care va fi foarte cald astăzi, temperaturi peste 30 de grade până la 33-34, în Bărăgan chiar 35 de grade, ceea ce înseamnă că temperaturile real resimțite vor depăși cu câteva grade bune, deci în Bărăgan se vor apropia de 40 de grade temperaturile real resimțite. Dar spuneam că, în opinia mea, mai importante vor fi furtunile și efectele acestora, pentru că instabilitatea atmosferică se va accentua semnificativ. Și în acest context, în jumătatea de vest a țării, în orele următoare, după amiază mai ales, vor fi destul de frecvente aversele cu caracter torențial, ceea ce înseamnă că în intervale foarte scurte de timp se vor acumula cantități de apă importante, peste 25-30 de litri pe metru pătrat, dar foarte probabil se vor întruni condiții astfel încât, izolat, mai ales în regiunile sud-vestice sau în zonele montane, să se acumuleze peste 50, poate chiar 60 de litri pe metru pătrat. Vor fi cu certitudine, cei drept izolat, căderi de grindină și rafale de vânt spre 70-80 de kilometri pe oră, ceea ce înseamnă că efectele acestor furtuni se vor vedea cu certitudine și vor fi resimțite în unele zone. De altfel, spre exemplu, în proximitatea României, în Serbia, deja au fost emise avertizări cod portocaliu și chiar cod roșu. Uh-huh. Și vă așteptați cumva să se întrunească condiții pentru codul roșu și la noi, în țară? Pe deocamdată nu, dar cu certitudine Administrația Națională de Meteorologie va emite în timp util atât atenționări cât și avertizări referitoare la toate aceste fenomene. Dar, apropo de ceea ce vorbeați voi despre căldură, ea va fi de interes pe parcursul întregii săptămâni. În regiunile din sud și sud-est vor fi zile tropicale pe durata întregii săptămâni. Zilele tropicale sunt acele zile în care temperatura maximă depășește 30 de grade. Vor fi până spre 33-34 de grade, iar finalul de săptămână va veni chiar cu o ușoară încălzire, adică maxime spre 35, în jur de 35 de grade, ceea ce reprezintă pragul zilelor caniculare. Așadar, disconfortul termic va fi destul de accentuat în întreaga săptămână. Cât de neobișnuită este o perioadă atât de lungă de caniculă la începutul lunii iunie? Să ne amintim că în anii precedenți vorbeam despre valuri de căldură și la începutul lunii iunie. Nu este foarte frecvent, să spunem, nu este frecventă o astfel de situație, dar nu este neobișnuită, pentru că astfel de situații s-au mai întâlnit. Sunt de așteptat invazii, cum se numesc ele, de aer tropical dinspre nordul Africii, care duc la această creștere a temperaturii și în anumite condiții, cum se întâmplă și în zilele acestea, și la accentuarea instabilității atmosferice, pentru că acest aer foarte cald traversează Marea Mediterană și în felul acesta se încarcă cu umezeală.
și se întrunesc astfel condiții pentru dezvoltarea norilor de furtună și, evident, pentru declanșarea acestora. Dar chiar dacă nu este vorba de o frecvență foarte mare la începutul calendaristic al verii, în ceea ce privește această invazie sau orientarea circulației atmosferice dinspre nordul Africii, peste sudul și sud-estul Europei, ele au mai fost întâlnite și cu certitudine nu reprezintă ceva extraordinar. Cu toate acestea, și în zilele precedente am avut valori de peste 30 de grade maxime care au constituit deja valori record pentru această perioadă. Este cumva un semnal că această vară va fi destul de fierbinte în multe intervale, în egală măsură însă și furtunile vor duce la efecte neplăcute, cel puțin la fel de importante. Deci, în concluzie, întreaga săptămână va fi foarte cald, chiar mai cald în weekendul viitor, și să ne așteptăm la furtuni violente și posibile... Cu certitudine, astăzi, în jumătatea de vest a țării, dar și în celelalte regiuni, însă pe areale mai restrânse, ulterior, adică începând de mâine, mai ales în jumătatea de nord. Mulțumesc, Silviu! A fost în direct în deșteptarea meteorologul Silviu Grigore. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.